Facultatea de Drept a Universității Danubius, în parteneriat cu Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, a organizat pentru studenți și cadre didactice pe 10 noiembrie conferința cu tema despre importanța cunoașterii jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în România. Invitatul acestei conferințe a fost domnul profesor universitar dr. Daniel Mihail Șandru. Acest eveniment a fost organizat în continuarea unei colaborări pe care am avut-o cu Universitatea Danubius într-un proiect european și am fost bucuros ca să putem să discutăm puțin despre mijloacele electronice, de fapt, și de acces electronic la jurisprudența la izvoarele drepturilor europene. Profesor universitar dr. Daniel Mihail Șandru este coordonator al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice Academician Andrei Rădulescu al Academiei Române, cadru didactic la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și profesor asociat la Universitatea din București. Domnia sa este de asemenea judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industria României, președinte al Societății de Știință Juridice și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene și redactor șef al Revistei Române de Drept European. Înainte de teorie, înainte de cărți, este important să chemăm profesioniștii în fața tinerilor, este important să le arătăm unde trebuie să caute în surse și în evenimentul de astăzi a fost vorba despre a le îndruma studenților pașii cu privire la locul și modul în care pot naviga pe site-urile pe care se găsesc postate hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene. La finalul evenimentului au fost acordate certificate de participare tuturor celor prezenți.